Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre progres nici nu mai știm ce să facem cu atâta progres, însă e progres de al nostru original, democrație originală, progres original. Țineți-vă bine, CFR, Căile Ferate Române, lansează azi prima ei aplicație mobilă pentru cumpărarea biletelor. Ole! Este foarte tare. Cine bravo, domnule, crezut așa ceva? Dar, pentru că există un dar, biletele cumpărate online prin aplicație trebuie confirmate pe liste tipărite pentru nașii de pe trenuri. Serios. Stai puțin, deci da. Explică un pic, nu, deci stai așa. Eu am prins-o. Deci fii atent, cu aplicația ce v-am fi lansat azi, o să poată să fie cumpărate bilete online. Vrei da. Să mergi cu trenul, poți să-ți iei, cumperi din aplicație. Ca în, practic ca în lume, nu ca lumea civilizată, ca în restul așa. Lumii. A, poți să-ți selectezi pat în vagonul de dormit dacă dorești, poți să adaugi bilete pentru animalele de companie, pentru biciclete, deci poți să faci o mulțime de lucruri, însă Economedia, care scrie despre asta, a observat că biletele se vor putea cumpăra prin aplicație cu minimum 6 ore înainte de plecarea trenului, nu mai târziu. Deci dacă mai ai 6, practic poți să cumperi de azi peste 6 ore. Asta nu mai e ca în țările civilizate. Nu, mai puțin. De ce? Pentru că, citez, cele 6 ore sunt necesare deoarece în prezent verificarea și validarea biletelor emise online se face prin liste tipărite cu datele cumpărătorilor care sunt transmise nașilor de către dispecerii OTL în stațiile de îndrumare sau alte stații prestabilite din parcursurile trenurilor. Deci tu îți cumperi biletul online. Așa. Și undeva cineva zice, mama e că a cumpărat fănel, bilet online. Pac, dă pe imprimantă matricială. Da, e. Ce tare. Se l-au luat de la poștă. Da, și în nodul feroviar Mizil, trage pe dreapta trenul și nașul preia lista cu bilete și verifică după aceea cumpărătorii care sunt tipăriți pe... Fabulos. Da. Și după aia ce face? Îi strigă prin tren? Verifică. Aplicația se numește, citez, CFR, călători, mersul trenurilor și bilete online. Bun. Așa se cheamă. Da. Și ar fi trebuit să adauge bilete online tipărite. Bilete online recente. Bilete online cu verificare tipărită. În prima fază va fi disponibilă doar pentru dispozitive cu sistem Android. Acum eu nu-mi dau seama, ăștia cu iPhone sunt discriminați sau ei pur și simplu nu merg cu trenul? Cred că nu merg cu trenul, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.